Consilierii județeni vor analiza mâine propunerea de acordare a unor stimulente pentru personalul de la Spitalul de Boli Infecțioase din Iași, inclusiv cadrelor care activează la Spitalul Mobil de la Lețcani. Aceste stimulente financiare lunare, în limita a 2 salarii minime brute pe țară, se vor acorda din fondurile proprii ale spitalului în perioada ianuarie-martie 2021 personalului care este detașat la Spitalul Mobil Lețcani și nu beneficiază de indemnizația de detașare de 50% din salariul de bază, personalului TESA și personalului de întreținere și de servire din cadrul Spitalului de Boli Infecțioase, care nu primește sporul pentru condiții deosebit de periculoase în muncă.